mă simt ca la nuntă, așa am fost și cu nevastă mea la biserică. Abia a ajuns părintele Cazacu să-i pună corona pe cap. A fost foarte greu. Diana Stejereanu, bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani tuturor femeilor telespectatorilor. Sper să vă fac o surpriză astăzi și să vă dau cel mai greu exercițiu din lume pe care să-l facem împreună, adică să vă ridicați de pe canapea și să facem un exercițiu foarte drăguț pentru tot corpul. Astăzi nu de aia te-am chemat, nu de aia te-am chemat. Te-am chemat pentru că s-au făcut pariuri în spate, băieții au zis că tu nu ai tocuri acasă, nu ai acest instrument. Așa e, este, adevărat. E luat de la o vecină. Dacă vă uitați, este... Nu. De la o verișoară? De la sora mea. De la sora. Care e doamna doctor și normal trebuie să aibă și pantofi. Trebuie, da, păi doctorii numai așa te caută. Unde te caută sora ta? Unde mă caută? Unde te caută ca doctor? Este endocrinolog. Pardon? Endocrinolog. La glandă? Da. Deci ai tocuri. De la ea, da. Îi mulțumesc pe această cale. Deci probabil te mai văd acum, rudele tale, pe tocuri și când te măriți. Poate la nuntă, da, exact. Da, la cui? Aia este întrebarea noastră. O să trec pe la fete, vreau să le întreb ceva, dar încep cu tine. Spune-mi cum arăta ziua de 8 martie în mod ideal pentru tine. Ce ai vrea să faci în mod ideal, dacă ar fi după creierul tău? După creierul meu, ceea ce fac de 10 ani oricum, să mă antrenez. Pentru că fix după antrenament mă simt cel mai bine. Și vă îndrum să faceți același lucru. Unul la mână, să vă setați un obiectiv foarte măreț, apoi să aveți putere de muncă și de aici vă preiau eu să ne antrenăm împreună. Să vă arăt că se poate. Deci sportul face minuni. Mulțumim! Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața, mă rog. Dimineața a fost cum am dus eu să iau flori. În mod ideal astăzi, dacă ar fi după capul tău, nu al soțului, iubitului, vecinului, cum s-ar desfășura ziua ideală de 8 martie? Ideal! Ideal! Du-te departe! Într-o vacanță! Într-o mini-vacanță! Mini-vacanță! Și ce se va întâmpla în realitate azi? Astăzi, un cardio cu Diana, evident. Cardio cu Diana, evident. Mulțumesc! Bună dimineața! Bună dimineața! În mod ideal astăzi, dacă ar fi după sufletul tău de femeie astăzi... O petrecere drăguță prin Bali. O petrecere drăguță în Bali. Aia ar fi ideal. Ok. Să dansăm, să transpirăm în da, atmosfera clar. Aia. Așa. Realitatea poate maxim o petrecere undeva pe aici, prin București. Pe Bella, am înțeles. Deci, dar te duci la o petrecere? Da. Tot pentru cardio? Parcă-s dezbrăcatul. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci astăzi, de 8 martie? O cină. Mă văd cu o prietenă. Cu o prietenă. După neața, după care un antrenament. Uh-huh. Iar seara nu știu. Aștept să vină de acasă. În mod ideal, ce ai vrea să faci pe 8 martie? Poate se aude acasă și la anul se întâmplă. O vacanță. Mini vacanță. Sunteți toate obosite, mă, toate da. Vreți vacanță. Nu am mai luat o vacanță de 2 ani. Nu am mai... Na ce? Da. Iubitul tău e președintele României? Nu. Păi nu e, că de-aia ai fost în vacanță de la ultimii 2 ani. În mod ideal. Bună dimineața. Bună dimineața. În mod ideal, ziua de 8 martie, după tine, puștoaică, ar fi... Să stau cu familia și să-mi dea tăticul meu frumos flori. Și-l iubesc. Păi da, da, să nu dea numai flori. I-ai spus ce mașină o să-ți dorești când faci 18 ani? Da, i-am spus când eram mică că vreau o Dacia Logan albă. E! Și acum 2 zile mi-a spus că mai ai 3 ani și trebuie să-ți iau mașina, așa că rămâne tot aia. Asta trebuie să facă orice tată, să împlinească visul oricărui copil. Te anunț că am vorbit cu taică-tu, ori Logan alb, ori ce rămâne mică mașina lui maică-ta și pe aia o moștenești. Doar că va fi veche până faci 18 ani. Să rămână? Bună dimineața! În mod ideal, astăzi, de 8 martie, și vine, du-te departe, fără limite de buget sau timp, ai vrea la să... La mare, la soare, la plajă. La o plajă, la o mare, la soare. Și în realitate se va întâmpla... Ce să facem, Dani? Muncim! O să muncim și astăzi. Păi. Iată, dragii mei, această echipă, noi le vom denumi tractoarele Dianei Stejereanu. Muncă, muncă, muncă! Muncă, muncă! Una n-a prins o vacanță, una n-a prins... O las pe Diana cu voi să facem exerciții. Ne va spune și de ce le facem pe tocuri, că e ziua femeii.
Da, am ales să facem un antrenament pe tocul, pentru că ne solicită și echilibru și postura. O să vedeți că ne solicită și abdomenul, coapsele, fesierii. Așadar, cum am spus, haide să ne ridicăm de pe canapea. Avem doar 5 minutele și vă promit că o să vă simțiți mai bine după. Așadar, încep aici, am ales o melodie foarte drăguță. O să duc piciorușul în dreapta. Încordez fesierul, iar brațul perfect întins să fie de-a lungul piciorului. Apoi mă întorc în poziția de start și întind frumos. Încordez fesierul, da? Expir pe gură și revin. Nu mă grăbesc, mișcarea lentă, lucrăm pe alungire, da? Un stretching pe tocuri, echilibru, tonus și zâmbet, nu-i așa, fetelor? Inspir pe nas, expir pe gură, încă două repetări, strânge fesierul, piciorul întins și ultima, perfect, schimbăm piciorușul la fel. Strâng fesierul și revin în poziția de stat. Strâng și revin. Întind brațul și revin. Întind, perfect, stau aici blocată cu coapsa, încă 3, bravo, 2 și 1. Mai departe, fetelor, să lipim ce am făcut mai devreme, fac un semicerc aici, întind, bravo. Ca și cum ar trage cineva de braț, mișcarea este amplă, bravo. Întind piciorușul, încordez fesierul, inspir pe nas, expir pe gură. Încă 4, perfect, 3, 2, 1, mergem mai departe, o serie de îndreptări, adică o să cobor aici pe piciorușul stâng, trunchiul paralel cu solul și m-am ridicat. Cobor aici și expir pe gură când mă ridic. Cobor, spatele paralel, strâng fesierul, expir. Cobor, nu ne grăbim, expir pe gură, perfect, încă 2 repetări, sus și o să adaug acum, fetelor. Mă ridic, mă duc în stânga, dreapta, cobor pe drept, sus, drept, stâng și în felul ăsta am implicat și talia, stâng, drept, cobor, sus, stâng, drept, cobor, ultima, stâng, drept, cobor. Dacă vreau să-l fac mai greu, încrucișăm piciorile, deci ar trebui să vedeți ce gambe avem din poziția asta, expir. Rămân aici, lent, inspir pe nas, expir pe gură și în felul ăsta am lucrat gambe, biceps femoral, fesier, abdomen, că este încordat de la începutul antrenamentului, cobor, inspir pe nas, expir pe gură, v-ați încălzit, sper, sunt foarte mândră de voi că ați lucrat toată cu noi. Dacă v-a plăcut, vă aștept să ne antrenăm împreună pe Diana Stejerean. Mulțumesc frumos, rămân aici, stâng, drept, stâng, drept, rap, stâng. 3, tali, tali, super.